Un moldovean și-a textit microbuzul cu piese auto și laptopuri de contrabandă și s-a pornit acasă. Ghinionul lui a fost însă ca vamei și de la Leușeni să-i găsească ascunzișul iar ulterior și marfa de jumătate de milion de lei. Totul s-a întâmplat în data de 15 aprilie pe sensul de intrare în țară. Într-un comunicat de presă, serviciul VAMAL anunță că oamenii legii au decis să redirecționeze microbuzul spre scanare. Acolo s-a constatat că secțiunea marfară a vehiculului ar fi fost modificată. Șoferul ar fi instalat un al doilea perete. Prin urmare, vameșii s-au apucat de demontat. Ceea ce au găsit însă după peretele improvizat i-a lăsat mască. Zeci de laptopuri și monitoare noi, dar și piese auto uzate erau aranjate între cei doi pereți. Preliminar s-a constatat că marfa pe care o transporta moldoveanul ar valora peste 500 de mii de lei. Prin urmare, atât marfa de contrabandă cât și microbuzul moldoveanului au fost ridicate în vederea confiscării. Ofițerii Vamali continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele, dar și pentru a-l trage la răspundere pe moldoveanul ghinionist.